de tot au sfânt. Aici atât de aproape te simt. Aici sunt frații mei cu ei când aleluia, să cânte templul tău cel sfânt. Aici este de tot au sfânt. Aici atât de aproape te simt. Aici sunt frații mei cu ei când aleluia, se cântă templul tău cel sfânt. Să fie o zi deosebită, să fie o zi minunată, o zi dorit în care eu vin, în casa ta doamne eu vin. Aici este templul tău sfânt, aici atât de aproape. Aici sunt frații mei cu ei când aleluia, se cântă templul tău cel sfânt. Aici este templul tău sfânt, aici atât de aproape te simt. Aici sunt frații mei cu ei când aleluia, se cântă templul tău cel sfânt. Slăvit să fie Domnul! Suntem din nou, așa cum am cântat, în templul Lui cel Sfânt. Și în seara aceasta dorim să-L glorificăm pe El, că El merită. El este aici, prezent cu noi. Și noi am venit în seara aceasta să-L glorificăm și să-L onorăm. Aș vrea să citesc câteva cuvinte din Psalmul 119, ca motiv pentru rugăciunea care dorim să o facem înaintea Domnului, prin care să cerem îndurarea Domnului peste noi, peste seara aceasta, peste cuvântul sfânt care ne va fi vestit din nou în seara aceasta. Și este așa de cunoscut Psalmul 119, care vorbește despre importanța extraordinară a cuvântului lui Dumnezeu pentru copiii lui Dumnezeu, ca să stea pe calea mântuirii și să rămână pe ea până la capăt. Ferici de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului, ferici de cei ce păzesc poruncele Lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile Lui. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. O, de ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor tale, atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Și versetul 92 din același psalm spune: dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea, aș fi pierit în ticoloșia mea. Niciodată nu voi uita poruncile tale, căci prin ele Tu mă înviorezi. Versetul 105: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Jur și mă voi ține de jurământ că voi păzi legile tale cele drepte. Sunt foarte amărât. Înviorează-mă, Doamne, după cuvântul tău. Primește, Doamne, simțămintele pe care le spune gura mea și învață-mă legile tale. Amin. Doamne, învață-ne și în seara aceasta, prin cuvântul care va fi propovăduit din nou în mijlocul nostru, legile tale, și ajută-ne să le și păzim. Amin. Cu toții ne rugăm Domnului și cerem ajutorul Domnului peste seara aceasta.
Amin, vă invit să reocupați locurile. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să ne binecuvinteze pe toți, tuturor celor ce sunteți în seara aceasta în casa Domnului, frați, surori, tineri, tinere, copii chiar, doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doresc de asemenea ca Dumnezeu să binecuvinteze oaspeții casei Domnului care sunt în seara aceasta printre noi, Dumnezeu să le facă parte de același har bogat de care ne bucurăm cu toții ori de câte ori ne întâlnim în casa Domnului. De asemenea, tuturor celor ce sunt cu noi online în seara aceasta, doresc ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei acolo unde sunt, să primească cuvântul sfânt care ne mântuiește sufletele și care ne ridică în drumul nostru spre împărăția lui Dumnezeu. Oriunde se află, Dumnezeu să îi binecuvinteze. Așa cum observați din nou, în seara aceasta avem la învonul bisericii pe fratele Virgil Neagu. Dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-l folosească și de data aceasta și în seara aceasta, așa cum l-a folosit Dumnezeu cu fiecare ocazie atunci când a vestit cuvântul Domnului aici la Perth și nădăjduiesc oriunde a vestit cuvântul Domnului în Australia sau prin lume. Domnul să-l binecuvinteze și să-l folosească și în seara aceasta. Duhul Sfânt știe nevoia bisericii, știe nevoia fiecărui suflet în parte și cred că fiecare dintre noi poate primi din partea Domnului un cuvânt special. M-am gândit, este un har deosebit, un har special. Nu știu dacă v-ați gândit că într-o vreme în care cele mai multe din bisericile lui, așa zise, ale lui Dumnezeu, bisericile care îl înalță pe Dumnezeu, în vremea în care noi trăim, foarte multe dintre aceste biserici și-au redus programele din cursul săptămânilor, din cursul lunilor. Dar noi avem harul nu să le reducem, ci să creștem numărul acestor întâlniri și astea spre binele și spre beneficiul sufletului nostru. Slăvit să fie Domnul! Să ne întâlnim în cursul săptămânii, să avem ocazie să ascultăm cuvântul Domnului așa de des, într-o vreme despre care cuvântul Domnului spune că în zile din urmă vor fi vremuri grele și le descrie Apostolul Pavel cât de grele sunt și cu ce caracteristici sunt oamenii zilelor din urmă. Dar pentru aceste zile din urmă, cuvântul Domnului în seara aceasta ne va vorbi din nou. Și știți ce spune cuvântul Domnului pentru zile din urmă, pentru poporul Domnului? Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să fie și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Slăviți să fie Domnul, noi avem ocazie în seara aceasta să ne sfințim încă o dată. Mai mult să ne apropiem de Domnul și Domnul să folosească ocazia aceasta în timpul cuvântului, vestirii cuvântului, a cântelor de laudă, a rugăciunii ce le facem pentru apropierea noastră de Domnul și pentru glorificarea numelui Domnului. Cântăm cu toții Domnului o cântare. În timpul acesta dăruim Domnului darurile de bunăvoie care le-am pregătit în seara aceasta. Apoi invit tinerii bisericii să slăbească pe Domnul cântând și probabil mai face încă o cântare și apoi fratele Virgil Neagu. Cântăm spre slava Domnului, dăruim darurile noastre de bunăvoie și tinerii bisericii vor slăbi pe Domnul.
Slăvit să fie Domnul, care este Dumnezeul nostru atotputernic. Este un har să fim din nou la ascultarea cuvântului Domnului. Și m-am gândit în timp ce cântau tinerii din biserică, ce binecuvântare avem cei ce trăim în vremea aceasta, să beneficiem de aceste facilități extraordinare pe care ni le pune la dispoziție chiar descoperirile acestea tehnice din vremurile noastre, să poți asculta cuvântul Domnului oriunde pe glob. Cei ce îi simt lipsa fratelui Virgil sau a fratelui Florian sau a fratelui Bădiță sau a fraților care ne-au vizitat și ne vizitează, îl pot urmări online, chiar în momentele acestea, live, din Australia. Cei ce le duc lipsa. Domnul să-i binecuvinteze, să asculte cuvântul Domnului. Uneori era în România problema aceasta pentru păstori. Vă dăm drumul, dar nu prea mult că lipsiți din biserici. Însă acum frații din România au ocazia să asculte ori de câte ori doresc, ori de câte ori vor să-i asculte, chiar dacă sunt plecați din România în Australia. Slăvit să fie Domnul! Sigur, pentru frații din Perth nu-i valabil asta. Dacă cumva, în timp ce spun aceste lucruri, sunt frați acasă care ne urmăresc online, dar din Perth, ei ar fi trebuit să fie în casa Domnului, dacă nu au alte obligații profesionale sau legate de muncă. Dar cei din diaspora sau din alte părți ale planetei acestea pot să urmărească cuvântul Domnului ori de câte ori doresc. Și noi putem să urmărim pe frații din România ori de câte ori dorim. Slăviți să fie Domnul! Este vremea în care dorim să ne apropiem tot mai mult de Domnul. Cântăm spre slava Domnului, facem rugăciune și vom asculta cuvântul Domnului. Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Virgil, care va vesti cuvântul Domnului în seara aceasta, după ce ne vom ruga Domnului. Yeah.
Iisus, Fiul, ești glorificat, Iisus. În numele lui Iisus e putere, în numele lui poți fi ajutat. În numele lui Iisus e putere, în numele lui poți fi vindecat. În numele lui Iisus e putere, în numele Iisus, Domnul Domnilor. Haideți, iubiți frați și surori, să ne rugăm Domnului pentru cuvântul sfânt din seara aceasta. Dumnezeu să pregătească pentru fiecare dintre noi un cuvânt de care avem nevoie, care să folosească ființelor noastre, care să folosească nevoilor în care ne aflăm fiecare. Eu cred din toată inima că de fiecare dată, cu fiecare ocazie, Dumnezeu ne poate vorbi fiecăruia dintre noi. Chiar dacă suntem sute, El are un cuvânt pentru fiecare dintre noi, slăvit să fie numele Lui. Ne rugăm cu toții Domnului ca Domnul să-L inspire pe fratele Virgil și în seara aceasta și nouă să ne deschidă larg inimile la cuvântul Lui. Amin.